De când eram copii mici, de la o vârstă foarte fragedă, așa să zic, dacă pot să spun, de la 10 ani, 11 ani, Dumnezeu a început să ne vorbească acolo la țară, prin proroci, prin profeți, prin lucrarea Duhului Sfânt, ne spunea că să ne pregătim care cu noi lucrare mare de făcut. I-am spus soției mele, eu nu am bani, am datorii, locuiesc în Canada, dar uite, am realizat, am un studio, banii nu i-am investit în așa să arunc banii, ci i-am investit în lucrarea lui Dumnezeu. Îmi place să muncesc. Nu a fost ușor, pentru că de multe ori plecând de acasă, plecam cu sentimentul acesta că s-ar putea să nu mă mai întorc niciodată. Și vorbeam cu soția, înțelegea lucrul ăsta că s-ar putea să nu mă întorc înapoi. Lăsam efectiv niște hârtii scrise în alb cu semnătura mea în caz dacă nu mă mai întorc înapoi. Bun găsit la Dialog la Poartă. Sunt Muntean Ciprian și împreună cu mine am un invitat special, pe fratele Gabi Gorcea, membru fondator al grupului Speranța. Bine ați venit, frate Gabi! Bine v-am găsit! Ne bucurăm să vă avem aici în studioul nostru Dialog la Poartă și să discutăm câteva lucruri legate de dumneavoastră, de grupul Speranța. Chiar mă gândeam zilele acestea de felul în care muzica pe care ați primit-o de la Dumnezeu a modelat, să zic așa, cultura evanghelică din România în acești ani, în cei 30 de ani. Cum a apărut grupul Speranța? Cred că întrebarea aceasta ați primit-o de multe ori, de dese ori, dar mă gândesc că acum vă uitați în urmă, poate aveți o perspectivă diferită, înțelegeți lucrurile mult mai profund. Da, grupul Speranța a apărut dintr-o dorință de a ajuta oamenii și nu neapărat din ajuta punct de vedere spiritual, ci fiind, locuind în Canada, ne-am mutat în Canada prin anii 90, chiar 90 undeva spre toamnă. Eu cu fratele meu, Marius, am slujit în România ca și copii, ca tineri, așa, la biserică, la țară. Nu am avut prea multe perspective, dar eram captivat de cântare, în mod special, și pasionat așa de instrumente. Unde am locuit, nu era nimeni cine să cânte la un instrument. Dacă am fost pasionați, am luat fiecare câte un instrument, eu cu acordionul și Marius cu chitara. Și aici a fost ceva la mijloc, că am grijit de vacile satului și cine trebuia să-mi plătească, când eram copil mic, să-mi plătească pentru că am grijit de vaci, nu mi-a mai dat bani și mi-a dat acordionul și ne-am făcut cu un acordion și l-am ținut acolo undeva după un pat. Dar când am crescut mai mari, am luat acordionul și așa, încetul cu încetul, am încercat să învățăm așa după ureche. Dar, ajungând în Canada, am avut această dorință să ne reîntoarcem înapoi în România și am mers la biserica unde eram, slujeam atunci și unde sunt și acum, în Kitchener, și am rugat dacă pot să se implice financiar să ne ajute ca împreună să plătim un container ca să-l trimitem înspre România cu ajutoare din Canada, la care biserica nu a putut să ne ajute, era atunci recesie, erau multe familii care veneau în România, în Canada, și au spus că nu ne pot susține, și atunci ne-a venit nouă idee să înregistrăm câteva cântări. Eu eram pasionat de orgă, de electronică, mi-am cumpărat așa orgă, chestii de mixat, microfoane, etc. Poveste foarte lungă, dar o scurtez și mă rezum la atât, și am, după aproape un an de zile, am reușit să punem nouă cântece împreună. Fratele meu, Marius, el a compus și am zis că să facem o casetă și să o comercializăm, să o vindem prin biserici cu scopul de a strânge bani pentru acel container. Am înregistrat 9 cântări, nu știam dacă sunt corect gramatical, dacă sună bine, dacă e melodios sau nu. Am făcut după cum am știut noi că e cel mai bine, fără să avem un suport de la cineva care să ne îndrume, să ne spună, uite, cam așa. Și după ce le-am pus toate 9 cântări, am zis să dăm nume la o casetă, pentru că era o formație, era un grup. Ne-am gândit prima dată la frații Gorcea, am zis, arată prea spre noi, nu ne-am simțit oarecum comos cu numele acesta, ne-am gândit să punem un nume care nu mai există, și atunci am zis Speranța.
Pentru că am zis, noi prin cântările astea vrem să transmitem o speranță și așa s-a născut grupul Speranța din dorința de a ajuta oamenii din România. Ce frumos! Acum spuneați puțin de perioada în care erați copil în țară. Ați simțit chemare pentru partea aceasta de evangelizare, să faceți ceva încă de când erați copil? Cum? Da, pot să spun, și aici aș trebui să deschid o paranteză puțin. De când eram copii mici, de la o vârstă foarte fragedă, așa să zic, dacă pot să spun, de la 10 ani, 11 ani, Dumnezeu a început să ne vorbească acolo la țară, prin proroci, prin profeți, prin lucrarea Duhului Sfânt, ne spunea că să ne pregătim care cu noi lucrare mare de făcut. Nu pricepeam, pentru că la noi la biserică era, cât era, aveți dumneavoastră camera aici, cam atâta era de mare toată biserica, erau doar câteva familii, nu știam ce Dumnezeu poate să facă cu noi. Apoi am crescut, când am început să cântăm puțin la acordeon, la chitară, am mers așa prin biserici, eram așa curajoși, cântam prin trenuri, cântam prin parcuri, cântam în fața braseriei, cântam acolo la noi în sat, în comună, de fapt, erau câteva blocuri, noaptea vedeam pe oameni cum stăteau la geam și ne ascultau. Ei nu vreau să fie văzuți, dar era cu becul restințe, dar în spate undeva pe ăla avea o lumină și știam fiecare cine ne ascultă. Și am mers așa prin biserici, prin România, oarecum să facem un turneu. Adică în turneu ne-am propus, mergem două săptămâni, vizităm bisericile astea și dacă ne pune cineva cu cântare, cântăm, ne anunțăm că suntem din Ulmeni, că vrem să cântăm o cântare și... În fiecare loc unde am mers în acel turneu, Dumnezeu ne vorbea prin proroci că are de făcut cu o lucrare mare cu noi și să ne pregătim. Văzând că este evident, după prima localitate, a doua, a treia, aceeași lucrare, aceeași, Dumnezeu ne vorbea în acea direcție, am zis precis că lucrarea asta mare și cum concepeam noi ca și tineri, va fi o minune, Dumnezeu va face o vindecare prin noi ca și copii, am zis se întâmplă aici în turneul ăsta, pentru că în fiecare loc ne spunea Dumnezeu același lucru. Și acum se apropia de turneu, de final de turneu, cum așa să pot spun în felul ăsta, și am zis, ultima zi, aici se întâmplă minunea. Și din nou Dumnezeu ne vorbește și ne spune, am spus că am să fac o lucrare cu voi, dar această lucrare se va începe pe un pământ străin. Eu cu fratele meu Marius eram în curtea bisericii, ne gândeam, încercam să spiritualizăm, nu știam, știam că pământul este inimă, dar n-am priceput ce vrea Dumnezeu să spună prin pământ străin. Și atunci nu știam că Dumnezeu vorbea chiar literal despre lucrul acesta. Am mai trecut câtva timp și acum eram în vara anului 90, eram cu un grup din Cluj, în Hunedoara, la o biserică, am cântat acolo, ne-am anunțat tineri din Cluj, s-a terminat programul, pe noi băieții nu ne-a chemat nimeni la masă, am rămas undeva în afara bisericii, doar o bătrânică ne-a chemat la masă și a zis că ne dă o prăjiturică, n-are ce să ne dea de mâncare, în fine, prăjiturică a fost de fapt un verset dintr-o cutie de carton din Biblie la care l-am citit și ăla era prăjiturica, dar ne-am rugat și Dumnezeu a folosit pe acea bătrânică din nou să ne vorbească și de data aceasta ne-a vorbit puțin mai clar și ne-a spus că Domnul ne trimite peste mări, țări și oceane și va începe o lucrare cu noi care se va răsfrânge pe întreg pământul. Eram acolo atunci mai multe persoane, mai mulți băieți, un frate mai în vârstă și fratele mai în vârstă care a fost cu noi a zis, oră, dar cui a fost lucrarea la băieții din cei care au fost aici? La băieții ăștia doi, la mine și la Marius. Și am plecat de acolo din Hunedoara înspre casă, în localitatea unde am locuit. În poștă ne așteptau vizele pentru Canada, pentru că părinții noștri trecuseră granița în Iugoslavia. Cei din Hunedoara n-au știut nimic despre noi, pentru că ne-am anunțat tineri din Cluj. Și am plecat în Canada cu... am știut că Dumnezeu ne trimite, dar n-am știut ce va face Dumnezeu cu noi și am știut că Dumnezeu va face lucrarea. Și atunci când am făcut acel album, acea casetă Speranța, am dus containerul, l-am plătit, l-am dus în România, distribuit ajutoarele în timpul când aveam noi concediu, am distribuit ajutoarele în țară și spun mai des lucrul acesta, chiar prima evanghelizare care am făcut o evanghelizare, loc public unde am cântat și am ieșit în afară zidurilor bisericii, a fost în Iași și le-am spus bisericii de acolo că vrem să organizăm, parcă nimeni nu vrea să ne ajute și ne-am dus undeva acolo în centru, o doamnă vindea înghețată, am rugat-o să ne dea curent, ne-a lăsat să curent, am plătit, bineînțeles, și am început să cântăm. Și dacă, și acum văd în fața mea, oamenii cum mergeau în stânga-dreapta, dar începând să cântăm la primele rânduri,
scurturi, o femeie a trecut prin fața noastră, s-a oprit la câțiva metri, a revenit înapoi acolo în față și că aia a fost câteva zeci de persoane care efectiv au rămas marcați, captivați, m-am uitat la fețele lor, oameni, femei și oameni cu lacrimi în ochi, efectiv cu lacrimi în ochi. A venit la final, o doamnă mi-a dat o ciocolată, a zis că pot să o mănânc, că e sfințită, că e de la Popa. Altă femeie ne-a dus un buchet mare de flori și cât am stat în România, parcă oamenii vorbeau aceeași limbă și oamenii spuneau că niciodată n-au auzit asemenea cântece și al doilea, oamenii erau curioși unde mai pot să asculte asemenea cântece sau când întoarcem înapoi și unde poate să ne asculte. Și acum eram în drum spre Canada, în avion și acolo mai aveam vreo două ore să aterizăm în Toronto și acolo unde stăteam în partea dreaptă avionului îmi spunea Marius, zice, Gabi, ții minte ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit nouă când eram copii și ne-am adus aminte de copilărie când din când în când Dumnezeu ne va spunea că va face lucrare mare cu noi. Ne-am adus aminte de acel turneu pe care l-am avut noi prin țară și în fiecare loc Dumnezeu ne spunea că face lucrare mare cu noi și noi credeam că acolo va face ceva și la final de turneu Dumnezeu ne-a spus că lucrarea se va începe pe un pământ străin. Ne-am adus aminte de acea bătrânică în care ne-a spus Dumnezeu prin ea că ne trimite peste mări și oceane și când am plecat acasă am primit deja viza pe care o așteptam și credeam că nu mai vine și am înțeles că de fapt asta este lucrarea la care Domnul ne cheamă și așa am pornit și bineînțeles că au fost multe experiențe, peripeții în care în toate minusurile pe care le-am avut ca și orice organizație, ca și tineri care la vârstă de 21 de ani încep o organizație non-profit vor să facă anumite lucrări spre slavă Dumnezeu, ca și oameni care erau lucrari de pionerat. Noi probabil nu prezentam prea mult interes, nu prezentam garanție la vârsta respectivă, oamenii nu puneau accent prea mare și bisericile nu ne dea oarecum credibilitate în direcția asta, dar am văzut mâna Dumnezeu, am văzut experiențe, am văzut minunile Dumnezeu și acest lucru nu ne-a făcut decât doar să ne întărească fundamentul pe care l-am pus la lucrare și să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă, că El vrea să facem cu ceea ce Domnul ne-a dat și pe măsura ce Dumnezeu va considera că vom fi capabili pentru alte lucruri, Dumnezeu ne le va da. Cam asta a fost în scurt la întrebarea care mi-a spus-o. Da, Dumnezeu a călăuzit lucrurile și a îndrumat, efectiv. Acum mă gândeam de peripeții, spuneați la un moment dat, de peripeții și experiențe. Ce peripeții, așa, vă mai amintiți din anii aia? Păi, peripeții mi-aduc sunt multe și frumoase. Este că noi am plecat în România pentru 6 luni de zile și plecând de acolo, singurul mod în anii care au trecut și a fost că, de fapt, noi prin casetele pe care le făceam, ne susțineam. Pentru că noi am avut și avem foarte multe albume, dar a fost un moment în care chiar avem foarte multe albume și oamenii se întrebau, Speranța face multe cântări. Unul dintre ele era că doar era singurul mod în care noi ne puteam susține și anume să ne cumpărăm bilete de avion, să cumpărăm o mașină, să cumpărăm instrumente. Noi aici nu era vorba de salarii, nu era vorba de lucruri personale pentru noi și chiar haine nu ne cumpărăm, că spunea mama, băieți, schimbați-vă hainele, că oamenii vă cunosc după haine, după cum... Dar pasiunea asta era misiunea și ne-am trezit cu vreo $200 bani în buzunar în care noi trebuia să mergem pentru România, să slujim în România câteva luni de zile și mai târziu am întâlnit un pastor care l-am chemat să vină să slujească cu noi și n-a vrut, până la urmă a venit și ne-a spus, uite, știi de ce v-am ocolit și n-am vrut să vin cu voi? Pentru că nu prea am auzit lucruri bune despre voi. Și am zis, de ce? Păi spuneam oameni și frazi, ne spuneam, bă, vezi că băieții ăștia nu prea serioși, că pe unde merg nici mâncarea nu-și plătesc. Oamenii, cum era atunci în acea vreme, te invita, știind că vii din Canada, aștepta probabil să plătești și masa, ei te duceau acasă și așteptați tu să le oferi mâncare, să plătești pentru mâncare. Dar au fost vremurile grele și ne-am trezit cu $200 bani în buzunar, cu o mașină cumpărată pe bani de casete, trimisă spre Olanda. Noi zburam spre Germania și din Germania urma să luăm mașina înspre, să luăm trenul înspre Olanda și de acolo să luăm mașina.
să plecăm spre România, dar în avion ne-am gândit așa, vorbeam de fapt cu fratele meu și ce bine ar fi dacă Dumnezeu cumva ne-ar ajuta. Nici nu ne puneam problema să doneze cineva, pentru că știam că oamenii nu ne donează bani. Pe unde am mers prin biserici, oamenii nu ne susțin în felul acesta și oamenii se bucurau dacă le plăceau cântările, cânta, le cumpărau sau alții probabil în felul acesta credeau că susțin și de fapt susțineau lucrarea pe care o facem. Și am vorbit acolo în avion că ar fi bine dacă am putea să Dumnezeu cumva să ne ajute să cumpărăm o remorcă. Când am ajuns în Germania, am ajuns după masa, am plecat de la biserică și le-am spus la frați de viziunea noastră că mergem în România, că mergem în Olanda, avem mașina de luat de acolo și... Dar nu le-am povestit nimic de remorcă. A venit la final o soră și ne-a zis, uite, am auzit că așa cu mașina, așa, dar uite, Domnul mi-a pus pe inimă să vă cumpăr o remorcă. Ne-am uitat unul în alții, pentru că nu trecuse ziua, eram în avion și de ce discutam, parcă tindea să se împlinească. Dar nu aveam această experiență cu Dumnezeu și nu am crezut că sora ne va cumpăra. Și seara, chiar când ne-am plecat să ne culcăm, fiind singuri în cameră, povesteam, oare sora ne cumpără? Pentru că era o femeie mai în vârstă, nu prezenta oricum garanție, femeie care să dea bani pentru remorcă, știam că costă probabil 2000 de mărci, costa remorca. Și dimineața, foarte interesant, am plecat la altă biserică, sora era direct tot acolo și a venit la noi și a spus, uite, Domnul mi-a pus pe inimă și mi-a spus să vă spun că eu am să vă cumpăr remorcă. Și așa s-a întâmplat. Am luat mașina de acolo și am plecat înspre România, dar când să ajungem la graniță cu Ungaria, Vamea și Maghiar nu ne-au lăsat să intrăm în vamă pentru că au zis că mașina li se pare că nu este cu actele în regulă. Le-am spus că noi am cumpărat mașina, cunoaștem omul de la cine am cumpărat, că cei de la vamă nu ne dădeau din Olanda mașina dacă nu era cu acte în regulă. În fine, aveau o problemă ei, un parteneriat probabil cu cei de la tractor, văzându-ne pe noi tineri, au vrut să profite de pe urma noastră și să ne ia banii pentru a ne trata mașina. Ce au făcut? Că ne-au sigilat roțile și nu ne-au lăsat să plecăm nici înapoi, că am vrut să mergem prin Ciostovacia. Au zis de aici, mașina merge doar tractată înspre România. N-am înțeles de ce Dumnezeu ne ia banii pe care noi aveam. Aveam bani pentru săraci, dar știam că putem să-i folosim doar pentru săraci. Și ce am făcut după vreo 12 ore, probabil 9 sau 12 ore, nu vreau să greșesc, venea cel care avea mașina cu tractările și ne scria pe microbus 1800 de mărci, până după foarte multe, pentru că n-am cedat, a venit și până la urmă, după multe tendințe, a venit și a spus 700 de mărci ultimul preț. Dacă vreți, vă duc mașina cu bani și dacă nu, puteți să stați cât vreți aici că și mă căutați voi pe mine. Văzând că n-avem încotro, știm că colegii ne așteaptă la vamă în România, pentru că le spusesem că venim și să vin acolo la vamă în România, se aștepte la Oradea, am zis că plătim. Dar ne-au luat mașina, ne-au tractat-o, dar înainte de a să ne ia mașina, ne-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, simțeam oarecum așa, ne simțeam vinovați, că nu suntem în planul lui Dumnezeu, că facem ceva de capul nostru și am zis, Doamne, nu înțelegem care este planul Tău, noi chiar avem nevoie de bani și Tu ne iei banii pe care noi nu-i avem și am zis, Doamne, lasă-ne să împrumutăm de la săraci și îți promite cu prima ocazie vom pune înapoi. N-am știut că, de fapt, în Dumnezeu vrea să ne învețe o lecție și am dus mașina când s-o lase jos în vamă, șoferul a zis, eu am primit dispoziție să nu lăsăm mașina jos, până noastră veți merge să vorbiți cu vame și români și dacă ei spun că e ok, atunci eu las mașina jos. Și s-a oprit în vama maghiară, eu a trebuit să merg pe jos dintr-o vamă într-alta, când să ajung, cu câțiva metri să ajung la vamă, erau multe mașini parcate care așteptau să intre în țară și în stânga mea cineva clansona insistent și n-am băgat prima dată de seamă, dar când am auzit că clansonează insistent, am întors capul și cineva m-a strigat pe nume. Nu știu cine a fost, efectiv m-a cunoscut și a zis, frate Gabi, hai până aici. M-am dus la el, avea deja pregătit un plic în mână, îl ținea și a zis, uite, am primit un plic de la cineva pentru voi, ce mă bucur că v-am întâlnit aici în vamă, pentru că trebuia să vă caut prin toată România. Nu era internet, nu erau telefoane mobile, pe atunci se vorbea doar așa din vorbă sau te opreai la un telefon public și sunai. Și mi-a dat acel plic, m-am dus, am vorbit cu vame și m-am dus înspre vama maghiară și când
când mi-am dat seama că fratele sau cel care mi-a dat plicul nu mă mai vede, pentru că am zis că nu-i frumos să-l deschid în fața lui, dar eram curios să văd ce-i în el și era exact valoarea 700 de mărci, erau exact banii pe care noi trebuia să-i dăm mai departe. Și atunci am înțeles și Dumnezeu ne-a spus că este lucrarea lui și noi să ne încredem în el și Dumnezeu la timpul potrivit ne va da resursele necesare. Și au fost ani grei în care am slujit, mi-aduc aminte, în 2007, nu, în 97, scuzați, 97, am fost cu soția prin America, prin biserici, tot așa, mergând să motivăm oamenii să susțină bisericile și de la toate bisericile pe care le-am vizitat, undeva la vreo 50 de biserici, am făcut vreo 40 și ceva de mii de kilometri cu mașina, 2 luni de zile am dormit vreo 20 de nopți în mașină pentru că nu puteam să dormim la hotel, nu aveam bani necesari și am strâns vreo 2.700 de dolari. Aștia au fost toți banii pe care am strâns de la 40 sau 50 de biserici după 2 luni de zile, bani fără să cheltuim pentru benzină, pentru benzină de pe casete și așa mai departe și nu ne-am oprit, nu ne-am supărat, pentru că am știut atâta Dumnezeu ne-a dat, noi suntem responsabili pentru ceea ce am primit și am zis, Doamne, cu ce ne-a dat Tu, vrem să mergem înainte. Și multe alte experiențe în care am văzut mâna lui Dumnezeu că ne călăuzește și am știut că aceasta este lucrarea la care Domnul ne cheamă și atunci orice a venit în viața noastră nu ne-am dat bătuți pentru că am știut că este lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne vrea aici. A dus planul lui Dumnezeu, da. Suveranitatea Lui și cum El a coordonat toate lucrurile. Să vorbim puțin despre cum au luat ființă. Știu că undeva la cel puțin 1000 de cântări care le-ați compus ca și grup în acești ani, 30 de ani. Cum au luat ființă aceste cântări? Cum ați primit inspirație? În ce momente? Cum v-a călăuzit Dumnezeu să le scrieți? Felul în care noi am compus de obicei cântările a fost un timp în care ne-am desprins de lucrurile pe care le făceam de zi cu zi și știam că urmează din nou un turneu, știam că urmează să mai strângem fonduri pentru lucrarea pe care o facem și atunci ne puneam un timp deoparte și așa a fost primii ani în care am început să compunem. Primul album a fost cântări compuse de fratele meu Marius ca text, melodie l-am ajutat și eu la melodii, volumul 2 am registrat cineva cu altcineva vocea, volumul 2, dar a fost o parte compuse de mine, o parte a fost cântări vechi și încă cineva din Canada, ceva băieți, grupul Paradis, care eram din aceeași biserică și mai apoi i-am înregistrat și au devenit grupul Paradis. Iar apoi, de la volumul 3 în sus, am o parte, aproximativ jumate am compus eu, jumate am compus Marius, dar am avut și momente și în anii care au trecut, bineînțeles, peste ani, am avut anumite momente în care, efectiv, așa, din prejurările în care trăiam, dau un exemplu, numele tău e minunat, numele tău e adevărat, o cântare care am compus-o, mergeam spre Florida, așa o murăsărit de soare frumos, am văzut cât de mare e Dumnezeu și l-am lăudat pe El. Mi-aduc aminte cântarea care am compus-o, o zi cu tine atât de bine, inima e plină de iubirea ta. Eram venit din misiune în Canada, cineva m-a invitat să mă duc să muncesc. De când, fac și o paranteză, de când am început lucrarea de misiune până în prezent, nu am fost plătit de misiune și am făcut lucrul ăsta din inimă și am încercat și să ne asigurăm nevoile care le avem pentru familie din ceea ce muncim noi cu mâinile noastre. Pentru că atunci când am început a fost un teren foarte greu, oamenii considerau că dacă faci o lucrare pentru Dumnezeu și ești plătit, ar fi un păcat, ceea ce nu cred lucrul acesta, dar oamenii văzând lucrul acesta, văzând de tine, crezând că nu ne place munca sau am găsit ceva, un mod de câștig mai mare și de aia renunțăm la muncă și de alte lucruri și ne-am decis și am zis, Doamne, ajută-ne cu resursele care avem, cât Tu ne vei da, în felul acesta ne vom duce și în momentul de față lucrez în Canada cu băiatul meu, instalez grese faianță și atunci veneam din România, m-a chemat un frate să muncesc, am muncit cu minimum pe economie, dar eram foarte bucuros
că sunt binecuvântat, că așa, bunătatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu se îngrijește de mine și a început, atunci lucram ca vopsitor, o zic cu tine atât de bine, inima mea plină de iubirea ta, tu ești aproape, tu ești în toate și nu mă tem orice s-ar întâmpla. Și avem tot felul de experiențe, dar cele mai multe cântări le-am compus melodie și text împreună și... Au fost și momente în care am simțit oarecum așa atracție în a, de exemplu, eram într-o biserică în Chicago la Cina Domnului și acolo am compus cântarea când am aruncat-o cu pietre, tu mi-ai dat pâine. E o cântare foarte faină, cunoscută, pe care o cântăm. Și ce ne-am ca și grup, un lucru care l-am înțeles foarte bine este că noi când am făcut un album, dacă cineva se uită la noi și studiază un pic ceea ce am făcut în spate, nu le-am făcut chiar la voia întâmplării. Pentru că noi ne-am dat seama că cântările sunt de mai multe feluri și stările oamenilor sunt de mai multe feluri, pot să fie și unele grupuri merg doar pe un stil, pe un gen, pe un mesaj, adică laudă și închinare, ceea ce este foarte bun și noi cântăm laudă și închinare, dar noi încercăm să facem o balanță și atunci când facem un album să fie foarte echilibrat, să avem vreo două cântări de laudă și închinare, să avem două sau trei cântări de încurajare, pentru că ne-am dat seama că atunci când cântăm în biserică, nu sunt numai oameni care laudă pe Dumnezeu, sunt oameni care sunt apăsați în nevoile lor, să le spunem că Dumnezeu este cel care cunoaște, e aici, ne ajută și așa mai departe. Am avut o cântare despre jertfa Domnului Iisus Hristos, o cântare două despre patria cerească, o cântare două de chemare și așa am încercat în fiecare album să balansăm cântările în care să fie câte un mesaj pentru cel puțin o cântare, două pentru orice persoană care asculta albumul respectiv. Practic ați diversificat hrana, să zic așa. Am diversificat, da. Sunt mai multe tipuri de oameni cu nevoi diferite. Așa e. Bebeluși mănâncă un anumit tip de mâncare, da. Mai mare nevoie de o altă hrană. Și aveți printre cântările astea așa, eu știu, una, două care sunt foarte lipite de sufletul dumneavoastră? Nu avem foarte multe cântări. Totdeauna cele mai noi sunt cele mai proaspete, parcă le cântăm așa cu mai multe zel, cu mai multă pasiune, dar au rămas multe cântări care au rămas așa lipite de noi, din tot albumul care avem. Am compus și foarte multe cântări pentru copii, am compus multe cântări pentru colinde, mă refer despre nașterea Domnului Iisus Hristos și cântări de laudă și închinare, cântări despre Țara Eternă, așa, cântări care totdeauna le-am cântat cântările acestea cu pasiune, cu bucurie, să fie așa mai dinamice, pentru că pentru creștini, cu adevărat, ne vrem să ajungem în părția lui Dumnezeu. Acum mă gândeam, povesteam de anii ăștia de 30 de ani și de experiență și de felul în care ați compus melodiile astea. Au fost momente în anii ăștia, în cei 30 de ani, în care efectiv n-ați știut încotro să o luați, în ce direcție să o luați și să... Să pară cumva toate drumurile blocate și... Am avut ca și oricare persoană, am avut momente în viață când parcă te loveai de un zid în multe locuri, parcă vedeai respingere, parcă vedeai după a ta sacrificiu și diavolul venea oarecum și oamenii încercau să-ți găsească o slăbiciune ca să-ți anuleze toate lucrurile bune. Am avut momente în viață, dar au fost de scurtă durată, pentru că totdeauna Dumnezeu, Duhul Sfânt, ne-a readus aminte că El este cu noi, direcția, că toți oamenii care l-au slujit pe Dumnezeu cu adevărat au avut împotriviri și diavolul totdeauna este supărat și totdeauna, vreau să spun, pe măsura unei lucrări, când te uiți la succesul pe care o are lucrarea, vreau să spun că pe aceeași măsură sunt și bătăliile și luptele pe măsură și ca și oricare și nu avem lupte, bătălii. Și din păcate, în vremurile care trăim, parcă bătăliile sunt mai mult din interior, nu din exterior. Pentru că exterior știi de unde ce vine, cum vine, știi să te aperi, să zic așa, în ghilimele. Dar
bătălie din interior și aici, mai dureroase. Mai dureroase, dar Dumnezeu de asemenea ne-a făcut să înțelegem, pentru că, că fiecare dintre oamenii cu care slujim și oamenii care vin înspre noi, uneori oamenii chiar sunt nu chiar neapărat răi intenționați, sunt crescuți oarecum într-o altă direcție, într-o formație, într-o altă direcție, și uneori oamenii oarecum tind să aibă intenții bune, dar nu știu să se exprime, și pentru unii oameni chiar îi compătimim și nu trebuie să ne legăm de ceea ce spun oamenii, când știi ce avem de făcut, să mergem înainte, pentru că doar cel care e ca și într-o firmă, oamenii de pe margine se uită la firma respectivă și totdeauna văd lucrurile bune, dar cel care are firma respectivă știe cum doarme, cât a investit, viitorul, trecutul, traiectoria și așa mai departe. Și oamenii, cel mai ușor este să arunci cu piatra și cu cuvântul, că deși cuvântul parcă e foarte ușor să arunci, are greutate totdeauna, pentru că este cea mai mare armă pe care Dumnezeu a lăsat-o omenirii, comunicarea, cuvântul, și uneori te afectează, dar nu ne lăsăm și mergem înainte. Acum spuneți de bătălii și de lucrurile astea și le descriați puțin. Vreau să, eu știu, ne dați mai multe detalii de tipologia asta de bătălii, cum, știu, poate chiar pentru, sunt benefice pentru tineri cântăresc care acum au pornit pe drumul acesta și se confruntă cu diferite lucruri, diferite bătălii din zona asta specifică pentru cei care cântă și laudă pe Dumnezeu. Păi un lucru care ar fi trebuit în primul rând să privim înspre noi, cei care slujim pe Domnul. Atunci când faci o lucrare cu inimă curată, pentru Dumnezeu, fără a avea alte lucruri ascunse în spate, nu ar trebui să ne temem și nu ar trebui să ne fie frică. Dar ca și oameni suntem afectați, pentru că cuvântul are putere și te afectează vrând nevrând. Dar ce vreau să zic este că e foarte important să ne păstrăm direcția. E adevărat, dacă oamenii vor veni înspre noi, să încercăm să găsim, vedem partea pozitivă din, pentru că totdeauna omul, dacă vine înspre tine cu ceva, poți să găsești o parte bună care ți-ar potrivi, sau chiar dacă nu se potrivește, adică dacă omul te învinește cu ceva și tu nu ești vinovat de lucru respectiv, partea bună pe care o iau eu înspre mine, spun: Doamne, ajută-mă să nu se întâmple exact ce spune persoana respectivă. Și atunci voi fi mult mai vigilent, e ca și un semnal sau ca și o proptea care mă ține și îmi dau seama că s-ar putea să ajungă acolo și să adeverească oarecum ce oamenii au vorbit rău despre tine. Apoi, oamenii, ce am văzut cei mai mulți, eu îi numesc dirijor de cor în fața la calculator. Nu știu a cânta, dar știu a dirija. Ăștia sunt cei mai mulți oameni. Sunt puțini oameni care sunt gata să se sufulce, să meargă la muncă, să pună mâna, să pună osul, și majoritatea oamenilor, 99,9%, oamenii care vorbesc sunt cei care nu fac. Pentru că cei care fac vor ști. Și dacă vor veni la tine, vor veni cu soluții, deci nu cu pietri, vor veni cu soluții, spune: uite, dragul meu, eu am văzut, știu experiența în care tu treci, știu, văd direcția, pentru că automat are experiență și îți va găsi o cale mai bună să te ajute. Aveți un motto, așa, vreun verset preferat în anii aceștia care l-ați strâns la inimă? Da, unul dintre ele este: credința vine prin auzirea cuvântului. Spun lucrul acesta pentru că în acești 30 de ani de slujire, Dumnezeu ne-a folosit în a duce cuvântul lui Dumnezeu mai departe și ne-am dus pe mai multe segmente. Ne-am dus pe partea de cântare. Dacă privim de cântare, ne-am dus pe un gen de mijloc, nu ne-am dus pe un gen prea mult așa, doar laudă și închinare, pentru că am înțeles că trebuie să cuprindem cam pe toți oamenii și am privit și la cultura românească și nu ne-a lăsat oarecum neapărat influențați de vest. Și eu sunt vest și ascult, cântările îmi plac, sunt frumoase, dar nu totdeauna oamenii le gustă, pentru că ei n-au fost crescuți așa, și ne-am gândit și la partea de oamenilor care au crescut oarecum diferit și au înțeles oarecum sau percep muzica diferit. De aceea noi avem Speranța, care merge oarecum spre tineri, partea de mijloc. Gabriel Gorcea și prietenii, generația de mijloc, să zic așa, am făcut cântări vechi, am avut câteva albume cântări vechi, am luat pentru cei nostalgici. Și fac o paranteză, mulți oameni apreciază cântările vechi și spun că ar fi mai duhovnicești decât cele spirituale și le plac foarte mult. E adevărat că
Unele cântări vechi găsesc o esență foarte faină, dar oamenii iubesc cântările vechi și pentru că odată acele cântări au fost noi. Și își aduc aminte de prima dată, și totdeauna se duce în biserică, a cântat și mai departe. Deci cântările vechi, nu neapărat că sunt mai frumoase cât cele noi, și cele noi vor deveni cântări vechi la un moment, la un moment dat. Dar ne-am dus pe toate direcțiile, am făcut cu frații în vârstă, am făcut cu frații de la Toflea, frații romi, am făcut cu copii, deci ne-am dus pe mai multe ramuri. Apoi am încercat să surgim prin cuvânt, vestind cuvântul Domnului prin evanghelizări, ne-am dus prin alte națiuni să vestim cuvântul Lui Dumnezeu, dar unul dintre lucruri pe care le-am înțeles sunt două lucruri, este că Dumnezeu ne cere să facem cu puterea pe care Domnul ne-a dat-o și să fim credincioși în lucrurile pe care Domnul ne-a dat, și dacă vom fi credincioși în lucrurile respective, și aici vorbesc indiferent de timp, de resurse, să nu aștepți să ajungi să faci ceva wow, pentru că totdeauna când vrei să ajungi la punctul respectiv, îți vei da seama că ceva mai mult se poate face și că tu nu ești omul calificat, pentru că totdeauna vei vedea alții care fac ceva. Și eu ca și persoană și noi ca misiune am făcut ceea ce am putut la timpul nostru cu resursele pe care le-am avut. Și al doilea este, vă spuneam de motou, credința vine prin auzirea cuvântului. Am reușit să organizăm evenimente foarte mari, am reușit să ne implicăm și să facem, dau un exemplu, în India am construit peste 60 de biserici. Am făcut proiecte chiar foarte mari și în afara României, motivând oamenii. Și ne-am dat seama că fiecare dintre noi are o valoare, și dacă priviți așa ca și misiune, m-am înconjurat pe lângă mine cu oameni de valoare, oameni care nu mi-a fost frică că sunt competiția, pentru că sunt cei mai mulți din Speranța cântă mult mai bine decât mine, oameni slujitori care predică cuvântul Lui Dumnezeu, dar am încercat să îi ajutăm și să motivăm oamenii. Și atunci am putut să facem lucrări foarte mari motivând pe alții, pentru că am știut că cuvântul are putere și credința vine prin auzirea cuvântului. Și practic a fost o lucrare de echipă care a dus rezultate. Așa este. Spuneați puțin de proiectele din afara României, de proiecte sociale, proiecte de evanghelizare. Cum a pornit direcția aceasta? Spuneți-ne mai multe. Da, noi ca și românii, când am început să cântăm, ne-am știut că Domnul ne cheamă pentru neamul nostru românesc. Asta a fost prima parte. Nu ne-am sinchisit prea mult să cântăm în alte limbi, deși am început să cântăm în ucraineană, erau câteva biserici acolo în Canada, ucrainieni, și fiindcă nu aveam viză să călătorim în afara Canadei, ne-am dus la alte biserici și am învățat câteva cântări în limba lor, dar am slujit Domnului în limba română pentru națiunile care, pentru români, și mergând chiar în Ucraina, în Republica Moldova, prin Europa, dar de la o vreme am simțit că Domnul ne cheamă să mergem și în alte țări. Și fratele meu Marius a trecut la Domnul în 2003, la finalul 2003, și înainte cu un an de zile ne-am pregătit să ajungem în Namibia și am vrut să mergem, așa aveam pe inimă, să mergem la poporul african să le predicăm cuvântul Domnului. N-am mai reușit, pentru că deși ne-am propus, am vorbit cu persoana care urma să ne ducă acolo și să avem oarecum prima interacțiune cu evanghelizarea externă, nu s-a mai întâmplat. Domnul a chemat la finalul 2003 acasă pe Marius. A trecut următorul an în care lucrurile oarecum s-au așezat sau oarecum a trebuit să preiau responsabilitățile și a fost tranziția care a fost, nu a fost una ușoară, a fost foarte grea. Și abia în 2005 am început să ne extindem și cred că în 2004 a fost acel tsunami care a venit în India și în Indonezia. A fost un tsunami unde a lovit și a fost câteva sute de mii de oameni care au murit. Am început o lucrare în Indonezia și așa s-a dezvoltat lucrarea și am început cu proiecte pe care le-am dus până la un punct sau le-am finalizat. Am avut misionari în Haiti, în Cuba am fost, în Etiopia, în Kenya, ne-am implicat în Uganda, în Indonezia, în Filipine, în mai multe țări. În India, da. Și așa a fost, a început lucrarea. Și punctul care a fost cel mai important a fost să găsim oameni
care au pe inimă această lucrare și oameni care au chemarea în a sluji pe Domnul. Ceea ce e foarte greu să găsești lucrul acesta, să găsești puncte de legătură, oameni, mai ales în țările unde oamenii sunt foarte săraci, pentru că foarte mulți privesc prin prisma banilor și unde am găsit oameni pe măsura capacității lor, așa am putut să dezvoltăm anumite proiecte sau ne-am limitat la anumite proiecte în funcție de cum i-am întâlnit și am găsit. Și cum acum mă gândeam de felul în care Dumnezeu pune oameni, aduce oameni în cale când El vrea să facă o anumită lucrare. Cum ați văzut asta de-a lungul celor 30 de ani când Dumnezeu a adus oameni, să spun așa, care să lucrați în echipă și a dat poate oameni la o parte ca să puteți continua anumite proiecte? Deci, în primul rând, am înțeles că Dumnezeu ne cere să fim deschizători de drumuri și aici este unul dintre punctele principale și unul trebuie să iei anumite riscuri să te duci într-un necunoscut. Am plecat de multe ori în locuri în care nu le-am cunoscut, n-am știut pe nimeni niciodată, m-am dus doar după anumite vorbe și am avut experiențe, să zic așa, nu neapărat neplăcute, că în toate am văzut mâna lui Dumnezeu, dar nu a fost ușor, pentru că de multe ori plecând de acasă, plecam cu sentimentul acesta că s-ar putea să nu mă mai întorc niciodată. Și vorbeam cu soția, înțelegea lucrul ăsta că s-ar putea să nu mă întorc înapoi, lăsam efectiv niște hârtii scrise în alb cu semnătura mea în caz dacă nu mă mai întorc înapoi și am încercat să găsim oameni cu care să colaborăm, dar pe de altă parte, în aceeași măsură, am încercat să prezentăm nevoile și prin anii care au trecut să prezentăm oarecum o credibilitate că suntem serioși în ceea ce facem și să-i motivăm pe alții să se implice și să le deschidem un drum în care ei pot să vină să nu mai aibă stresul ăla pe care noi l-am avut, pentru că vorbim despre Africa. Cei mai mulți oameni scot au din fața la Africa și rămâne frica. Și pentru că privesc înspre Africa cu frică, nu mai se opresc. Și când te duci, mai ales în țări care nu le cunoști, de multe ori te duci într-un oraș care nu-l cunoști și parcă te simți la largul tău, nu cunoști străzile, nu cunoști semafoare, dar te duci într-o țară unde lumea treia, unde știi că s-ar putea să nu știi ce oameni întâlnești, oamenii uită la tine știind că probabil vii cu bani. Am întâlnit zone unde erau numai musulmani, 100% musulmani și acolo trebuie să ne implicăm și am înțeles că Dumnezeu ne cheamă pentru un timp oarecare și ne-am dus înainte cu ajutorul Domnului. Cum ați spunea de soția dumneavoastră că lăsați acte în alb semnate acasă, că cum a fost asta pentru viața de familie, lucrarea aceasta, anii aceștia? Nu a fost un ușor și asta a fost tare o parte în care nici nu prea aș vrea să o dezvolt, că nu mă stârnește oarecum într-o direcție, dar când faci ceva cu dăruire pentru Dumnezeu, se merită. Când ne-am căsătorit, înainte de a ne căsători, așa ne-a luminat Dumnezeu, nu știam noi foarte multe lucruri, dar am pus câteva lucruri cap la cap și am spus, uite, eu i-am spus soției mele, eu nu am bani, am datorii, locuiesc în Canada, dar uite, am un studio, banii nu i-am investit în așa să arunc banii, ci i-am investit în lucrarea lui Dumnezeu. Îmi place să muncesc, sunt un om responsabil pentru familie, dar asta simt chemarea, în direcția asta, să slujim pe Domnul, dacă ești dispusă și vrei să facem asta lucrare împreună și să sacrificăm împreună pentru împărăția lui Dumnezeu, atunci cred că putem să vorbim de o relație de prietenie înspre a ne merge spre căsătorie. Și am discutat lucrurile acestea la început și bineînțeles că unul dintre lucrările că am ajuns până aici se datorează că soția mea a înțeles foarte bine lucrul acesta și a sacrificat foarte mult tocmai ca această lucrare să meargă înainte. Și copiii? Și copiii la fel. Copiii, cum să spun, ei ca și copiii noi i-am sacrificat pe ei, dacă vă o să spun așa, dar totuși le prinde foarte bine, pentru că ei acum, deși nu sunt foarte mari, nici foarte mici, se descurcă, ei își fac de mâncare,
Dacă îi pun să-l doarmă jos pe pământ, dorm jos pe pământ, n-au o problemă, deci nu sunt pretențioși și am învățat cu greu și pentru ei greu este o normalitate în momentul de față. Dacă e ceva mai bine, ei se bucură, sar în sus de bucurie că stau nu știu unde. Dar e adevărat, au și copilul de frumoasă, nu pot să neg lucrul acesta, dar i-am luat după noi, umblat prin toată lumea până ce au început școala și după aia, când prindeam o ocazie, dacă știam că vine vacanța, cu două săptămâni înainte trebuie să plecăm și așa, când erau, cum spunem noi, long weekend-urile, mai luam câte o zi înainte, o zi după, tocmai ca să putem să facem lucrarea asta sau rămânea soția cu ei, plecam eu, plecam împreună, îi lăsam la cumnate, la familie să se ocupe de copii și așa a mers înainte. Ați împlinit versetul acela care spune Apostolul Pavel că v-ați deprins să fiți mulțumitori în orice fel de situație și în situații grele și în situații mai bune. Ce vreau să vă întreb legat de felul în care planificați un turneu Speranța, să zicem, cu cât timp înainte îl planificați? Cum decurg lucrurile? Da, deci un turneu Speranța ne gândim cu el un an de zile înainte. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că când eram mai tineri și cei care cântam erau mult mai tineri, nu aveau atâtea responsabilități. Acum, în momentul de față, toți au familie, au copii, au responsabilități, apoi fiind un timp foarte mare în care nu mai slujim împreună, cum am slujit înainte, ei deja și-au format o direcție în care au prieteni, au biserici, au, să zic, oarecum oameni care invită și ei oarecum sunt, își fac și ei programul din timp. Așa că noi trebuie cu un an de zile ca să putem să ne asigurăm și cam 95% se poate face, mai sunt anumite ajustări care trebuie să le facem și chiar dacă ne planificăm cu un an de zile înainte. Apoi, când organizăm asemenea evenimente, sunt puțini oameni care fac lucrul acesta, mă refer ca și români, că mai vin din afară anumite organizații mari care au foarte multe resurse și se organizează și organizează din timp. Dar pentru noi, a organiza un eveniment, e adevărat, ne-a ajutat foarte mult experiența care am avut-o și în fiecare an am clădit, având în spate o logistică, având în spate un sistem, pentru fiecare evanghelizare, ca să mergem la nivelul, așa cum am mers în aer, în loc public, în aer liber, pe stadioane sau în săli de sport, necesită undeva o echipă de vreo 50 de persoane și dintre care pot să zic că 80% trebuie să fie oameni calificați, oameni care știu ce fac, dacă nu chiar toți, și să știe foarte bine și asta înseamnă o organizare foarte bună în care ne străduim. Noi nu putem să facem lucrarea aceasta singuri, ci în fiecare oraș adunăm pastorii, slujitorii, avem departamente în care îi implicăm, vrem să știm fiecare persoană să aibă cineva responsabil pentru un departament anume și de asemenea departamentul respectiv sunt oameni care se implică și asta din nou sunt multe resurse chiar și financiare și umane care sunt folosite pentru a organiza un eveniment. Deci este o industrie mare de la organizare, întâlnirea cu slujitorii, găsirea locului, a înțelege oamenii și slujitorii exact fiecare ce are de făcut, apoi noi, cei care suntem, revenim cu logistica, cu scena, unde trebuie să avem o echipă care instalează, se instalează, cu partea de audio, oamenii care filmează, cu partea de sunetul, avem trei mixeri, una pentru sală, una pentru scenă, unul pentru live, avem echipa care cântă, avem o echipă care se ocupă cu programul de copii, avem oamenii care se ocupă cu șoferii, cu logistica, cu media, cu ordinea, cu consilierea și așa mai departe. Deci o echipă foarte stufoasă, dar am încercat să nu neglijăm orice domeniu cât de mare sau mic ar fi, pentru că pe fiecare domeniu am considerat că este foarte important și trebuie să-l avem în vedere. O industrie întreagă. Da. Acum, ne apropiem de finalul podcastului nostru. Ce vreau să vă mai întreb legat de experiențele acestea când ați văzut oameni transformați, mântuiți, schimbați, efectiv, după întâlniri. Vă mai aduceți aminte de cazuri în care, și de experiențe de felul acesta, în care ați văzut oameni transformați de Evanghelie
și v-au rămas în minte? Păi am văzut chiar din primele evenimente pe care le-am avut, mi-aduc aminte, eram în Republica Moldova, în timp ce cântam acolo pe marginea unui lac, am cântat, am văzut un tânăr care se ținea așa cu mâna de un copac. Marius a mers la fratele pastor Doru Cârdei, a mers și a spus: uite, te rog să-i dai o Biblie la băiatul ăsta, la care băiatul l-a respins și a spus: nu, eu vreau să vorbesc cu băieții. A venit acolo la noi și a fost, la început spunea el că el este cântăreț într-un bar de cântă la pian și a auzit muzică și el a fost captivat de ce aparatură avem noi, așa, cum spunea, la aparataj, cum vorbeau ei acolo, știi? Și a venit acolo, a zis: unde sunteți mâine? I-am spus unde suntem, l-am văzut venind în următoarea zi, apoi după câteva zile a venit și a predat viața Domnului Iisus Hristos și dacă biserica era la început atunci, aveau câțiva membri, Dumnezeu, chiar aveau nevoie de cineva care se cânte la pian. Și el mai apoi s-a întors la Domnul, chiar s-a căsătorit, a avut un băiat care a pus numele Marius și a ajuns să fie oarecum cunoscut. Domnul l-a chemat acasă, nu știu, poate îl cunosc sau nu, el a fost sunetistul la formația Not an Idol, Vitali Slupețchi. El a fost, ne-a făcut și ceva negative. Și ca și el am întâlnit zeci de oameni și sute de oameni. Foarte interesant cum Dumnezeu lucrează. Mă rog aminte, un polițai din Cluj a primit un DVD, Taie tatăl lui, crezând că este un CD, l-a chemat pe băiatul, zice: bă, băiete, hai până la mine, că am primit aici un CD și nu merge. De ce nu merge? A zis: păi, s-a uitat, stai, tată, că s-ai DVD, tu n-ai DVD, dă-mi-l mie. Și spunea el, l-am dus acasă, am zis: lasă că mă uit eu, era Speranța și Prietenii, primul album, și spunea după câteva zile, mi-am să aminte, el l-am pus și efectiv a fost marcat, mișcat de cuvântul lui Dumnezeu. Și a mers într-o biserică, a simțit chemarea lui Dumnezeu, a plecat acasă, zis: soție, eu pe direcția asta mă duc, dacă vrei, vii cu mine seară sau vrei cu mine să vii pe direcția asta, dar eu îl primesc pe Iisus. În seara respectivă a venit și soția și l-a primit pe Iisus în viața lor, slăvit să fie Domnul. Am întâlnit un alt tânăr în care eram în Detroit, avea așa un păr un pic mai alb pe o parte, probabil din nașteri sau ceva, dar îmi spunea: uite, aici am casetele cu voi. Spunea el: eu m-am logodit cu o fată din România, dar nu eram serios și am făcut ceva prostii și m-am închis efectiv în pușcărie, a făcut ceva prostii, nu știu, a furat ceva din America, ceva magazin, și câțiva ani de zile a stat în pușcărie. Acolo părinții, mergând la biserică, au luat casetele la noi și le-au trimis lui și spunea el: acolo în pușcărie, prin casetele voastre, prin cântările care vă le-ați cântat, eu l-am primit pe Iisus în inima mea și ce mă bucur, spunea că soția m-a așteptat, m-am întors din pușcărie și eu cu casetele astea nu mă despart. Eram iar în Chicago la o biserică și am primit un bilet, cineva mi-a dat biletul, nici n-am apucat să văd la față, și spunea: am venit la voi la biserică în Kitchener și spunea: aveam o depresie foarte mare, am vrut să-mi iau viața, să mă sinucid și am zis: totuși, hai să mă duc la biserică, poate îi văd pe Gabi sau pe Marge, la Speranța, mai ascult ceva cântece, și mi-am propus după program să mă duc și să mă sinucid. Și spunea: nu erați la biserică, dar cum nata avea CD-urile cu noi afară și atunci aveam volumul 18 și volumul 19 și erau două cântări de referință ca nume de album, Mâna ta, Doamne, și Mai fă un pas înainte. Și spunea el: am ascultat aceste cântări și aceste CD-uri și noaptea am petrecut o rugăciune, în plâns înainte lui Dumnezeu și mi-am dat seama că pentru mine mai există speranță și mulțumea lui Dumnezeu că Dumnezeu a fost cel care a lucrat în viața lui. Deci am întâlnit sute de oameni care mi-au mărturisit, gen, au venit din bloc să-și cumpere o pachet de țigări, au auzit cântarea, evanghelizarea, au rămas acolo, a fost chemare, s-a făcut chemare, au venit în față și în următorul an am venit tot acolo și a venit că și-a spus că face parte din biserică și mulțumește Domnului, oameni care au venit trecători, așa, pur și simplu, sau la un pahar de băutură. Și acolo Dumnezeu, stând cu paharul de băutură în mână, Dumnezeu l-a cercetat, a venit în față, chiar dacă poate era un pic sub influența alcoolului, dar așa cum a fost și a predat viața Domnului și de acolo familia s-a întors la Domnul. Dăm slavă Domnului! Dumnezeu a lucrat în anii aceștia într-un mod extraordinar.
Acum, la final, aș ruga să transmiteți un mesaj de speranță celor care ne ascultă, un gând de speranță celor care ne urmăresc. Ce vreau să vă spun este, pentru cei tineri, în mod special, este cel mai bun loc în care poți să te investești pe acest pământ, în a-L sluji pe Dumnezeu, pentru că cu Dumnezeu vei face multe isprăvi. E adevărat, suntem în Valea Plângerii, într-un loc unde sunt nevoi, necesități, probleme, dar în toate, atunci când mergi, călătorești cu Dumnezeu, acolo când suntem în jos în vale și când vedem mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu ne ridică de acolo, îl lăudăm pe Dumnezeu și vedem minunile lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să vă motivez să nu vă fie frică să-L credeți pe Dumnezeu, să surgiți pe Dumnezeu, să mergeți în această direcție, pentru că voi, mai ales tinerii, știți ce înseamnă noțiunea de business și totdeauna vreți să investiți cât mai puțin și să aveți să zic, un venit cât mai mare. Ei, aici, în câmpul Domnului, vestiți foarte puțin și spun asta că ce puteți vei investi maxim 80 de ani, 90 de ani, 100 de ani, este foarte puțin ceea ce poți să investești, dar răsplata va fi o răsplată veșnică și un lucru, noi ca și persoane și ca misiune am început de la zero, nu ne-am bazat pe puterile noastre, ne-am bazat și ne bazăm pe Dumnezeu, dar au fost câteva secrete pe care le-am înțeles de fapt și Sfânta Scriptură ni le arată, este că Dumnezeu ne cere să îl slujim pe El cu ceea ce Domnul ne-a dat și să fim credincioși în lucrurile pe care Domnul ne-a dat. Ca și tineri, probabil mulți visa să fiți nu știu cine, nu știu ce, să fiți undeva, probabil ca și noi, ca speranța, zic și eu așa în felul acesta, dar ca să ajungi acolo, dacă stai la îndemână la Dumnezeu, Dumnezeu este cel care vrea să te ridice și pe măsura responsabilității pe care o ai, pe măsura credinței și pe măsura dedicării tale, Dumnezeu îți va da alte lucruri și vei putea să crești în această lucrare, dar trebuie să fiți dedicați, să slujiți pe Domnul cu pasiune, indiferent de timp, de resurse și trăim într-o lume în care rugăciunea este foarte importantă, dar trăim într-o lume în care trebuie să scoatem sabia și să luptăm. Deci nu putem să rămânem pasivi în lumea în care noi trăim, pentru că lumea vine împotriva noastră cu agresivitate și noi trebuie să scoatem, când ei se luptă cu noi, trebuie să luptăm și noi cu lumea, dar cu armele pe care Domnul ni le-a dat și se pare că de multe ori tindem să fim foarte pasivi, să rămânem, că alții fac treabă și noi nu putem să facem lucrul acesta. Dumnezeu ne va cere socoteală pentru tot ceea ce știam că putem să facem și n-am făcut. Dar aș vrea să vă încurajez, în lumea care trăiți, nu stați pasiv, luptați, să nu vă fie de rușine de Iisus Hristos, să-L vestiți pe El, să-L reprezentați pe El, pentru că întunericul este mare, gros, dar o luminiță contează și Domnul ne cheamă să fim lumină în lumea aceasta. Domnul să vă binecuvinteze! Amin! Dumnezeu să ne ajute să urmăm voia sa lui și planul lui. Frate Gabi, mulțumim mult de timpul acesta acordat, de lucrurile pe care ni le-ați povestit la Dialog la Poartă și vă așteptăm cu mult drag când mai puteți să treceți pe la noi. Mulțumim! Dragilor, până data viitoare, rămâneți perseverenți pe calea Domnului.